Din momentul în care ciclonul Boris a lovit Moldova, au trecut aproape 2 săptămâni, însă multe dintre zonele afectate încă așteaptă ajutorul promis din partea autorităților locale. Așa arată acum una dintre străzile principale din comuna Trușeni, care anterior s-a topit la propriu din cauza ploii torențiale. Și exact așa arată, conform autorităților locale, drumul deja reparat pe care locuitorii ar trebui să-l folosească fără probleme. Totuși, spre deosebire de primărie, cetățenii nu sunt mulțumiți de aceste reparații și nu înțeleg unde s-au dus cele 14 milioane de lei alocate din bugetul local pentru reparația sistemului de canalizare. Potrivit lor, fiecare reparație a drumului nu rezistă până la prima ploaie. Păi dar cum nu știe problema dacă nu-i făcut normal? El trebuie, dacă era făcut normal, nu se făcea așa. Ei trebuie să facă și pe alături ca să curgă apa. Ei se gândească și ploaie, poate fi. Nu-i ploaie un an de zile, dar poate mai și vă 2 săptămâni numai ploaie și facem atunci. Trebuie făcut normal, dar dacă o făcut numai așa de mântuială, ba, aici fac, ba, dincolo să duc, nu știu ce mai fac, nu merg pe... O rămat toate drumurile, mai într-un cuvânt, ne-o străcat tăiat și nu știu cum a să mai facem, cum a să mai trăim mai departe, că nici așa buni tare nombre a fost, dar amuia încă cred că mai rău. Trebuie făcut ca și o casă, dacă ne-ai face temelia cum scade, te duci în râpă, te-au bătut într-un așa, așa, o dat-o jos, de jos, de aici trebuie să fie. Dar dacă nu fac ca lumea și fac oamenii, dar bani să duc acolo oameni, în loc să dea ceva la oameni care ca nevoiași, să duc acolo și ia ca din nou trebuie să facă. Și iar din nou bani. Competența a fost ră. Asta, mai mult, dacă după tăti, cum știu eu, se trebuie să stupi cum o tăietă, așa trebuie să stupi cu asfalt temporar. Până nu or să facă asfaltul normal. Asta e după, cum s-ar spune, standardele europene. Eu asta știu. Dar restul, cu șebionca și fac ei, asta e tăti. Spălare de bani. Ei, nu e bună. Ei, numai că e problemă, că nu e cum a fost. Dacă vine o ploaie, se duce iară de bani. Așa că trebuie pus asfalt. Primarul din Trușeni, Viorica Beregoi, membru al PAS, ne-a asigurat că situația este sub control și că varianta actuală a drumului este doar una temporară. Drumul Ștefan cel Mare, care în urma ploilor a avut de suferit, a fost reabilitat imediat după ploi. Acel drum a suferit din cauza lucrărilor la canalizare, care sunt în derulare, și agentul economic, chiar duminică, atunci când deja ploile puțin mai contenise, a ieșit la lucru. Duminică, luni și marți, noi am reabilitat drumul la faza care este acum. Drumul deja este practicabil, totul depinde cum se va usca nisipul și pietrișul pentru a putea fi aplicat stratul de asfalt, cel mult 1 săptămână, 10 zile. Cu toate acestea, locuitorii din Trușeni ne-au declarat că nu mai au speranță în ajutorul autorităților locale sau centrale, deoarece de multe ori au auzit promisiuni care au rămas doar în campaniile electorale. Cășcând nu a făcut nicăi. Apoi, înainte de a face drumul, cineva ca să tragă țevi sau ar trebui să, din urmă, să acopere cu asfalt. Și-a dat Dumnezeu ploaie și-a venit tot la vale. L-a ridicat încă o dată la deal, pietrișul, și-a dat Dumnezeu iară ploaie și iară l-a adus la vale. Ia că-i problema asta. Vezi? Filmează. Cât satul are mașini și de aici până la Razvilcă nu pot face un drum. A venit primarul și cu ajutorul primarului și cu domnul Receanu, care pe Facebook a arătat că a să facă drumul până la Razvilcă. Au trecut ani și nu l-am mai făcut. Se prefac că lucrează și în capitală. Așa arată strada Podul Înalt, unde sâmbătă, 14 septembrie, furtuna a doborât mai mulți copaci, un gard de beton, țevi și armături metalice. O parte din drum s-a surpat, iar lângă asfalt s-a format o groapă uriașă. Mai bine de o săptămână nu a fost prezent niciun muncitor la locul incidentului. Anterior, proprietarul terenului afectat ne-a spus că alunecările de teren pe această stradă nu sunt un fenomen nou. Potrivit acestuia, deși a făcut numeroase plângeri la serviciile specializate, autoritățile locale nu au reacționat deloc. Amintim că în Moldova, din cauza furtunii, a fost afectat Chișinăul și mai multe localități din centrul și sudul țării. Potrivit primarului, ploile abundente care au provocat inundații în Chișinău au cauzat daune de 40 de milioane de lei. Totuși, principalul lucru pe care autoritățile ar trebui să îl învețe din acest incident este că măsurile pentru combaterea schimbărilor climatice trebuie să fie o prioritate.